Profesorul Alexandru Rafila spune că vaccinarea anticovid s-ar putea face periodic, așa cum se întâmplă în cazul gripei. Se pare că cei doi factori care ar putea determina o astfel de perspectivă ar fi apariția noilor tulpini, iar vaccinurile vor trebui să fie modificate și adaptate. În urma apariției noilor tulpini de coronavirus, ar putea ca vaccinarea anticovid să devină periodică, în cazul în care se dovedesc că nu mai sunt eficiente și nu mai țin pasul cu aceste mutații. Vaccinurile au fost întotdeauna. Și la copii, și la adulți. Ne-am născut, am făcut vaccinările. Cred că trebuie făcute. După câțiva ani de zile de testare, da. Poate să-l facă. După câțiva ani de testare. Firmele care au dezvoltat vaccinurile anticovid-19 evaluează deja adaptarea acestora la noile tulpini. În cazul în care vom avea o prevalență crescută a acestor infecții în rândul populației, este posibil să fie nevoie de a treia doză cu vaccinul adaptat noilor mutații. Cine vrea să se vaccineze, se vaccinează, cine nu, decide singur. Fiecare, eu sunt vaccinată și mă voi vaccina în continuare. Sunt vaccinată cu ambele vaccinuri, eu decid pentru viața mea. Am o anumită vârstă și mi-am făcut vaccinurile obligatorii când eram copil. Și am o imunitate mai crescută. Chiar și acum am făcut vaccinul și drapelul. Deci nu pot să spun că am avut reacții adverse, cu o somnolență cam prelungită, cam așa s-a manifestat la mine. Dar în rest nu este nicio problemă. Nu aș putea să mă pronunț că nu știu despre ce este vorba, dar cred că dacă specialiștii spun lucrul ăsta, să ne bazăm pe ei. Cea de-a doua eventualitate este legată de persistența răspunsului imun, adică dacă persistența răspunsului imun va exista un an, 2 ani sau 3 ani. În funcție de această persistență a răspunsului imun după vaccinare, vor exista oportunități pentru administrarea acestei doze suplimentare periodic.